După cum se învăța la școală, știm cu toții că de la o vine se folosește carne, laptele și lâna. Numai că din 1989 până acum 2 ani, datorită faptului că centrele de prelucrare a lânii au dispărut, aceasta a început să fie considerată de oieri ca un deșeu și ca atare preferau să o arunce. Cu 2 ani în urmă a fost implementat un program guvernamental național de colectare a lânii. Noi n-am reușit să facem niciun centru, dacă vorbiți de colectare. Noi am reușit doar să aducem pe cei care, și nu vorbim de samsar, am reușit să aducem pe cei care fac export, deci ultima verigă, care fac export mai departe. Am adus 3-4 de genul acesta, i-am pus în fața fermierilor, deci am pus în fața, pe baza unui contract, au achiziționat lână. De-aia spuneam că tăvălugul ăsta a fost, chiar și samsare au ridicat prețul, să știți. Chiar și samsare au ridicat prețul, pentru că trebuia să mențină un prag și un nivel al achizițiilor, altfel nu mai făceau nimic. În prezent, prețul lânii a crescut semnificativ, iar cei 136 de crescători buzoieni beneficiari ai programului guvernamental au vândut statului peste 171.000 de kilograme de lână. Cantitatea este cu mult mai mare pentru că exportatorii și samsarii au mai colectat și ei cantități importante. În marea majoritate, lâna românească merge la export. Dacă și samsarii au dat 3 lei, anul acesta, gândiți-vă ce s-a întâmplat până la anul ăsta. Acei samsari cât au putut să câștige dacă dădeau 30 de bani pe kilogram. Iar uneori, hai iau la o luăm la grămadă, nici nu mai cântăreau, las-o că atâta cred că este. În afară de țările cunoscute, gen Turcia, ajunge și în China. Prețul lânii este cu atât mai mare cu cât și calitatea acesteia este una superioară. Crescătorii care au animale de rasă pot vinde lâna și cu 5,5 lei pe kilogram. Din păcate, astfel de fermieri sunt mai rar la Buzău. Unul din factorii care n-am putut să facem niciun centru de colectare a fost pentru că Buzău nu are o lână bună, nu are o lână grozavă. Deci este un mix de țigaie, țucane, este un mix. Pentru anul acesta vor fi înființate și în județul nostru centre de colectare, spălare și pieptănare a lânii pentru ca aceasta să poată merge direct la export. Poate că pe viitor, odată cu creșterea cantității și calității lânii colectate de la crescătorii de oi, vor apărea și fabricile de prelucrare și vom exporta din nou stofe, covoare sau obiecte de îmbrăcăminte din lână românească.